Toți copiii câștigă în greutate pe măsură ce cresc, însă în momentul în care kilogramele în plus depășesc necesarul lor de creștere, se ajunge la obezitate infantilă. Părerea generală a pediatrilor când vine vorba de obezitatea copiilor este ca micuții să fie îndrumați către sport cât mai devreme posibil. În cazul fiecărui sport există însă o vârstă potrivită pentru începerea practicării lui. La dansul sportiv, orice copil poate să meargă la lecții de dans de la 2 ani și jumătate. La copii, în general, părinții încearcă să-și aducă copiii la orele de curs, dans sau balet, pentru că avem și cursuri de balet, chiar de la 2 ani și puțin, 2 ani și jumătate, 2 ani și 7 luni. La momentul acesta avem câțiva copilași de 2 ani și jumătate. Copiii adoră ritmurile muzicii, iar la cursurile speciale de dans, ei vor putea dezvolta mișcări de dans creative și vor avea ocazia să socializeze cu alți copii. La vârste fragede, ei nu sunt însă capabili să execute instrucțiunile de dans, dar reprezintă un prim pas în acest sens. Abia după vârsta de 3-4 ani, copilul este capabil să înțeleagă anumite instrucțiuni și să le pună în practică. Tot atunci își dezvoltă și înțelege ce înseamnă ceea ce se numește coordonarea mișcării. De asemenea, în jurul acestei vârste, copilul devine capabil să-și focuseze atenția pe o anumită activitate mai mult timp, aproximativ 30 de minute. Începem cu mișcare, coordonare, muzică și să spunem că începând de pe la 5-6 ani, încep să se vadă și rezultatele. Bineînțeles, există și categoria de concurs la debutanți, categoria de 4-7 ani. Aproape un sfert dintre copiii de până în 8 ani din România sunt supraponderali sau obezi. În Uniunea Europeană, obezitatea infantilă a ajuns la proporții alarmante. 14 milioane de copii sunt supraponderali și numărul lor crește anual cu 400 de mii.